Bună, dragilor! Astăzi o să vorbesc despre cuvinte ardelenești. O să fac lucrul ăsta pentru că am câteva notițe în caietul meu și, sincer, am obosit să mă uit pe lista cu cuvinte ardelenești și să tot completez, să mai adaug, să rectific și am zis că, ok, până aici o să fac episodul și gata. Asta înseamnă că nu voi reuși să cuprind toate cuvintele tipice ardelenești sau modul ardelenesc de a vorbi, dar voi cuprinde câteva cuvinte care se folosesc doar în zona Ardealului. Am vorbit deja despre cuvinte din Moldova. Între timp am mai găsit câteva pentru Moldova. Dar azi o să vorbesc despre Ardeal. Ce înseamnă Ardeal? Ardeal înseamnă Transilvania. Și în Ardeal se folosesc anumite cuvinte specifice zonei respective și există și un anumit fel de a vorbi în Ardeal. Haideți să vă spun pe scurt din experiența mea și ce știu eu despre Ardeal. Sunt oameni deosebiți, ardelenii, și ei vorbesc încet. Pentru voi este aur, este excelent, este foarte bine. Pentru că ardelenii vorbesc încet. Ei au timp să vorbească. Sunt cei mai molcomi români dintre toți românii. Molcom înseamnă încet. Cei mai rapizi români cred că sunt oltenii și chiar și moldovenii. Dar ardelenii au timp. Ardelenii vorbesc încet și foarte rar. Ardelenii au o influență puternică maghiară asupra limbii lor române. Adică o să întâlniți câteva cuvinte ungurești care există doar în zona respectivă și nu în alte zone ale României. De exemplu, zona de nord, Maramureș, folosește anumite cuvinte, Banatul folosește anumite cuvinte. Dar dacă tot vorbim de zona asta, să vă specific și faptul că au o pronunție a consoanei N mai specială. Ei vor spune N, bine, nie, nie, în loc de bine. Acum depinde unde în Ardeal, adică tineri din Cluj, din Cluj-Napoca, nu neapărat or să vorbească așa, cu bine. Poate că se folosește mai mult la țară, dar se folosește și o să întâlniți doar în zona respectivă. Prin urmare, observați că și eu vorbesc calm astăzi, pentru că vorbesc despre Ardeal. Nu, e doar o stare de spirit. Glumesc. Nu vorbesc rar și așa pentru că vorbesc despre Ardeal, ci pur și simplu am o stare de spirit foarte relaxantă și mă simt foarte calm în acest moment. De obicei vorbesc foarte repede și trebuie să mă autocorectez și nu este ușor. Deci ardelenii, de exemplu, au acest N. Da, și au un anumit accent pe care îl poți identifica dacă e accentul de, nu știu să zic, de Oradea sau de Cluj, de exemplu. Există niște mici diferențe. Dar revenind la cel N, dacă o să vedeți filme în limba română, ascultați bine ce spun personajele, actorii din filmul românesc, pentru că dacă o să auziți un N, ăla trebuie să fie din Ardeal. Trebuie să fie, așa zic ei. Uite că mi-am notat aici un cuvânt și nu mai știu ce înseamnă. Scoverzi e un cuvânt ardelenesc. No se folosește doar în Ardeal. Nu înseamnă mare lucru. Vană
se folosește doar acolo, am auzit eu, și înseamnă cadă, cadă de în care faci baie. Un harbuz este un pepene, așa se spune în România, dar ei zic harbuz. Mă faci de minune. Iarăși, pe lângă acest ñ, mai au și d-ul ăsta moale, ghe. În loc de de, ei spun ghe. De exemplu, mă faci ghe minune. Mă faci ghe minune înseamnă mă faci de minune. Și este o expresie doar acolo și înseamnă că mă faci de rușine. Adică nu-mi place ceea ce faci. Pentru că, de exemplu, dacă vorbim de soțul și soțul face ceva, zici, mă faci ghe minune, mă. Adică mi-e rușine dacă faci așa ceva. O să spună că eu te-am învățat. Așa o să zică oamenii. Ni, mă, la el. Ni, adică uită-te, măi, la el. Nu ți-o și rușine. Cred că n-am zis-o exact, dar cam ceva de genul. Nu ți-o și rușine, adică nu ți-e rușine. Se zice doar acolo, în Ardeal. Mere, merem și noi, toată lumea mere în Ardeal, adică merge. Ei nu pronunță g-ul. No merem și noi, adică no mergem și noi. Asta înseamnă. Deci atunci în Ardeal o să zici, în loc de... se zice eu merg. Eu merg, n-am auzit forma așa, dar în special formele de genul ea, el. Mere, ea mere, el mere. Adică el merge, ea merge. Noi merem, adică noi mergem. Mereți și voi, adică mergeți și voi. Da, astea sunt formele, deci nu neapărat la ei și la ele. Ele mere, nu, merg. Cred că o să se audă merg acolo. Alt exemplu, 100% și doar în Ardeal, servus. Nu există în România decât în Ardeal. Atât. Și servus înseamnă salut, bună. Cred că are origini ungurești. Un blid de mâncare, adică o farfurie, un bol, un castron cu mâncare. A sudui înseamnă înjura. Mă, nu mai sudui, mă, atâta. A sudui, a înjura. Copârșău, asta mai mult cred că e în Banat, copârșău este un coșciug sau un sicriu pentru un mort. Știți că mortul se pune într-o cutie de lemn, se numește sicriu. La ei se zice copârșău. Nu trebuie să țineți minte cuvintele astea, dar să le identificați. Cotarcă, un hambar, în care se depozitează, de exemplu, să zic, mâncare. Cred că asta e. Usturoaie, adică e picant. E picant când mănânci, de exemplu, chili. Să zică usturoaie. E usturoaie. Dar astea sunt cuvinte mai vechi, ok? Care poate se folosesc la țară. Și ardei umpluți se zice piparcă. Da? Mai ales în zona Banatului. O altă expresie, doar în Ardeal. Doamne feri! Doamne feri înseamnă Doamne ferește. Ceva de genul bați în lemn și zic, Doamne ferește să nu se întâmple așa ceva. Adică nu dorești să se întâmple ceva rău, ceva negativ. Sau, ne vedem la 2. Ne vedem la 2, adică ne vedem la ora 2. În Ardeal ei nu spun că este ora 2, în Ardeal se zice este ora 2. Doar în Ardeal se zice așa. E musai să ne vedem. E musai să ne vedem. Musai înseamnă neapărat, obligatoriu. Trebuie să ne vedem, să-ți povestesc ce am văzut. Hodinește-te tu amu. Amu înseamnă acum. Și hodinește-te, adică odihnește-te acum. Tu l-ai, Doamne. Tu l-ai, Doamne. Tu l-ai înseamnă uite sau wow. Ceva de genul ăsta. E ca o surprindere, ca o surpriză. Tu l-ai, Doamne, ce ai făcut? Adică uite-mă ce ai făcut.
ceva de genul ăsta. Contextele sunt foarte relevante, deci dacă aveți prieteni ardeleni, puneți-i să vorbească foarte ardelenește. Mai stai o țâră, mă, nu pleca amu. O țâră înseamnă puțin, un pic. V-am învățat că în Moldova se zice o leacă și o leacă înseamnă puțin. În Ardeal se zice o țâră. Toată lumea spune o țâră, nu știu dacă toți, dar mulți ardeleni spun o țâră. Sau un pic, sau puțin, că astea trei cuvinte sunt sinonime. Puțin, un pic, o țâră. No, nu mai stau nicio țâră, că trebuie să plec, dragii mei. Nu mi-am mai scris alte cuvinte în carnețel. Scrieți-mi în comentarii, sigur sunt cuvinte pe care nu le-am trecut aici, că lista poate fi lungă, dar până mi se termină lista cu cuvinte ardelenești, trece timpul mult prea repede și am zis că trebuie să fac episodul ăsta ca să vă ilustrez câteva cuvinte care sunt exclusiv ardelenești. O să vă repet pe final cuvintele care sunt foarte ardelenești și asta înseamnă că nu o să le întâlniți în alte zone. Când v-am vorbit de Moldova, de exemplu, nu, acolo sunt mai multe cuvinte care le întâlnești în toată România, dar Ardealul, cum are o influență maghiară așa de puternică, le găsești doar în Ardeal. Apropo, de exemplu, doar în Ardeal există chirtoșcolaci. Da, ăsta nu e cuvânt românesc, chirtoșcolaci, mâncare ardelenească, sunt niște colaci rotunzi, mai mari, care e ca un fel de canal, da? Dulce, are... E dulce pe exterior și cred că poate să... Na, de exemplu, cu nucă. E foarte gustos. Chirtoșcolaci nu există în România, doar în Ardeal. Sau, de exemplu, în Oradea am mai auzit... Bistoș o să fie bine. Bistoș nu există în limba română. Bistoș este cuvânt maghiar și înseamnă desigur, cu siguranță. Cred. Nu vorbesc maghiară, puteți să mă corectați, eu nu sunt aici să vă prezint niște lucruri 100% perfect corecte. Sunt doar o variantă, o ipostază, o formă a mea, o expresie a mea, ceea ce vă zic aici. Bine, nu înseamnă că tot ce spun este exact așa, nu? Prin urmare, cuvântul servus este doar în Ardeal, doamne feri, doar în Ardeal. E musai, doar în Ardeal. Tu l-ai, doamne, doar în Ardeal. Mai stai o țâră, da? Este foarte des întâlnit. Și nimăi, sau merem. Da? Hai să spunem cele șase și merem și noi. Cele șase, cel puțin, care se folosesc doar acolo în Ardeal. Ok, e timpul să-mi iau la revedere. Ce-am mai auzit pe acolo? Că îl țucă cineva, asta mai ales în Maramureș. A țuca pe cineva înseamnă a pupa, a săruta, da? Îl țucă băiatul ăla. A țuca, cred că am zis corect. Vă țuc și eu. Și e musai să plec acum, că nu mai pot să mai stau nici măcar o țâră. Ca să vă povestesc despre cuvintele din Ardeal, o zonă excelentă, minunată, foarte frumoasă, cu oameni minunați din România. Numai bine!